Tragedie pe strada Constituției, un bărbat și-a pierdut viața joi seara într-un incendiu izbucnit la o casă din zonă. Se pare că omul ar fi aprins o lumânare pe care ar fi lăsat-o nesupravegheată. La sosirea pompierilor, focul ardea generalizat și exista un risc major ca acesta să se extindă și la casele vecine. În locuința unde a izbucnit incendiul se mai aflau încă 3 persoane. Acestea au reușit să se autoevacueze la timp. A fost nevoie de 2 mașini de mare tonaj cu apă și spumă, dar și de câteva ore bune pentru a lichida incendiul. Când au pătruns în locuință, pompierii l-au găsit pe bărbatul în vârstă de 53 de ani carbonizat. Focul a distrus complet o cameră și le-a afectat pe celelalte în proporție de 50%. Aseară, în jurul orei 20, pompierii militari sibieni au fost solicitați să intervină în municipiul Sibiu pe strada Constituției pentru localizarea și lichidarea unui incendiu. La fața locului au fost mobilizate 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD. Forțele operative sosite la locul incendiului au constatat că acesta se manifesta generalizat la o cameră de locuit, iar în interiorul încăperii se afla o persoană de sex masculin în vârstă de 53 de ani decedată. Alte 3 persoane de sex masculin s-au autoevacuat, acestea au fost evaluate din punct de vedere medical, însă nu au avut nevoie de îngrijiri suplimentare. În urma incendiului, ars în totalitate o cameră de locuit, alte 3 camere au fost afectate de incendiu, vorbim despre o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, bunurile din interiorul camerelor, precum și aproximativ 20 de metri pătrați din acoperiș. Pompierii au limitat incendiul, astfel nu s-a extins la întregul imobil și de asemenea a fost salvată o pisică. Cauza probabilă care a dus la izbucnirea incendiului a fost dată de o lumânare lăsată nesupravegheată în spații închise. Alertă maximă în Porumbacul de Sus, ciobanul unei stâni a fost atacat de urs. Bărbatul în vârstă de 46 de ani se afla în apropierea unei zone împădurite când a fost atacat de sălbăticiune. 2 echipaje SMURD, din care unul cu medic, au intervenit de urgență în localitatea Porumbacul de Sus pentru a acorda îngrijiri medicale unui bărbat care a fost atacat de urs. Echipajele sosite la fața locului acordă îngrijiri medicale bărbatului, care are plăci mușcate la nivelul membrelor inferioare, au anunțat reprezentanții ISU Sibiu, care au emis și un mesaj ro alert pentru zona cu pricina. Localnicii au fost sfătuiți să rămână în locuință, iar dacă întâlnesc animalul să păstreze distanța față de el, să nu încerce să-l fotografieze sau să-i dea de mâncare. De asemenea, oamenii au fost sfătuiți și să protejeze animalele din gospodăriile proprii, mai ales că nu este pentru prima oară când urșii fac ravagii în zonă. Bărbatul atacat de urs a fost transportat la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Sibiu. La momentul la care a ajuns la spital, era conștient și cooperant. Medicii au curățat și cusut rănile, iar ulterior l-au ținut în spital pentru supraveghere de specialitate. Un biciclist a devenit cel mai căutat om al Sibiului după ce în cursul zilei de joi, în jurul orei 18:28, în timp ce mergea cu bicicleta prin Piața Mare a Sibiului, a lovit un copil în vârstă de 4 ani. În urma accidentului, băiețelul a fost dus la spital. Are răni urâte și a rămas internat. Bărbatul care l-a lovit însă nici măcar nu s-a uitat înapoi și a continuat drumul ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Imaginile cu ele rulând în Piața Mare au fost făcute publice, iar internauții s-au întrecut în share-uri. Acestea au ajuns și la polițiștii sibieni, care speră acum cu ajutorul oamenilor să îl identifice pe făptaș. Este vorba despre un bărbat cu o vârstă de aproximativ 30 de ani, îmbrăcat în pantaloni sport și geacă de culoare închisă. Pe cap avea o șapcă neagră. Bicicleta este una de teren roșie cu furcă neagră. Oamenii legii spun că orice informație care ar putea duce la identificarea și prinderea făptașului este binevenită. Polițiștii biroului rutier Sibiu solicită sprijinul cetățenilor în vederea identificării unui biciclist care la data de 6 octombrie în jurul orei 18:30, în timp ce conducea bicicleta în zona pietonală din Piața Mare a municipiului Sibiu, a lovit un minor în vârstă de 4 ani. Copilul a fost transportat la spital, unde a rămas internat în vederea acordării de îngrijiri medicale suplimentare. Identificarea biciclistului în cauză este un factor important în stabilirea circumstanțelor exacte în care s-a produs evenimentul. Este vorba despre un tânăr în jur de 30 de ani, îmbrăcat în pantaloni sport și geacă de culoare închisă. Pe cap purta o șapcă de culoare negru. Bicicleta este una de teren, roșie, cu furcă neagră. Orice informație este binevenită și utilă polițiștilor și poate fi transmisă telefonic, apelând Poliția Municipiului Sibiu la numărul de telefon 0269 208 211. Vă mulțumim pentru sprijin!
Planeta începe să își piardă încet resursele, așa că este cazul să învățăm să economisim resursele pe care le avem. În plus, războiul dezlănțuit de ruși în țara vecină și sancțiunile impuse agresorului pun la grea încercare economiile tuturor țărilor europene. Gazul este puțin și scump, energia se obține și ea cu greutate. În aceste condiții, atât instituțiile publice, cât și consumatorii casnici se văd nevoiți să strângă cureaua atât pentru protejarea resurselor existente, cât și pentru a nu se confrunta cu facturi astronomice. Ce pregătesc eu, fie pentru clădirile pe care le construim, așa cum spunea doamna președinte, apropo de spital, apropo de clădiri, dar trebuie să fie standard. Eu nu am nevoie de standard, neapărat de standard european, nu am nevoie neapărat de standard. Pot să fac eu propriul meu standard la mine și doar așa trebuie să se construiască. De ce? Pentru că, dată, îi apăr pe oameni de elementele viitoare care vor veni. Și să știți că vor veni, pentru că asta e situația. Noi suntem în situația în care resursele se termină. Și în același timp trebuie să construim noi capacități, pentru noi capacități înseamnă bani. Banii ăștia trebuie recuperați. Ori recuperare înseamnă tarifuri mai mari, înseamnă prețuri mai mari. Nu neapărat să zicem prețurile care sunt astăzi, s-ar putea să fie mai mici, s-ar putea să fie și mai mari decât sunt în prezent. Cea mai mare pierdere, după cum o vedeți în momentul de față, este în zona pereților. Ea este cea mai mare zona ferestrelor ca și unitate de suprafață. La nivel pereților, ele sunt foarte mari, de suprafețe foarte mari, care delimitează în interior de exterior pe această linie și sunt din nou niște elemente asupra care pot să mă urc, să mă orientez, pot să mă duc. Vedeți infiltrațiile de aer, de exemplu, care ajung total la 25%, care e o chestie care aproape nu o vedem, aproape o neglijăm. Bine, ele fac bine atunci când am o casă cu grasie mare, foarte bine să am infiltrație, pentru că dacă nu dezvolta alte elemente. Dar pot să ajung în situația să nu am acele elemente de grasie și cu el să mă duc mai departe. De unde îmi vin aceste infiltrații sau exfiltrații de aer? Deci uitați aici, pe un studiu făcut în America, de păcate noi mai puțin studiem, dar mă rog, mai fac altfel, vedem că sunt, de exemplu, ușile sunt clare, geamurile sunt clare, avem conduct, avem priză, avem corn, avem corda de la cătărie. Deci toate astea, noi le avem în casă, dar ele înseamnă pierdere de energie prin exfiltrațiile și infiltrațiile care se stabilesc în acea zonă. Și atunci, din nou, având în vedere că 25% din ceea ce înseamnă pierdere de căldură sunt prin exfiltrații și infiltrații, pot să vin cu anumite măsuri să-mi reduc aceste pierderi pe care le am în acea zonă, astfel încât să-mi reduc factura și în același timp să contribui la ceea ce înseamnă acele acțiuni logice, inclusiv cu acele reduceri ale vârfurilor de consum pe care le avem la un moment dat. Specialiștii spun că în cazul ideal în care toate clădirile ar fi dotate cu panouri fotovoltaice, dar și cu pompe de căldură, consumul ar putea fi redus cu 50%. Am putea să ajungem și noi într-o zonă, să spunem, de normalitate, zonă în care să reducem această pierdere undeva la jumătate, după să aruncăm undeva la 25%, pentru că avem această posibilitate, avem această capacitate, avem această rezervă spre care ne putem duce. Dar ce s-ar întâmpla în situația în care am folosit resursele locale în oraș? Am luat un oraș din România, circa 50.000 de locuri, în jur de 50.000 de locuri, adică n-am suferit foarte mari și foarte mic. Și în situația care s-a lăsat, am luat o locație pe toate acolo. Absurd. Deci tot ce aici este o chestie de exercițiu. Noi am luat toate suprafețele de tura acolo și am montat panouri fotovoltaice. 50% din energia electrică necesară la nivelul meu s-ar produce local. Deci aș putea, prin chestia asta, să jumătate din energie, practic să nu mai duce un cost cu energia locală, cu costul electrițional. În situația în care s-a extras de energia termică, atenție, energia termică, din bază de titulare, prin rețele de distribuție, era undeva la 25.000 de și 60% din energia termică necesară s-ar putea obține. Ce înseamnă? Cazul în momentul în care circulă prin pământ se încălzește. Această energie din mod nou aș putea extrage, acest gazul, vreau energia, folosesc la încălzirea căilor publice, de exemplu, dar vreau să încălzește. O iau, o folosesc. Același lucru pot să fac pe apa vehiculată. În același timp, am energie și ne cușă pe 7% în rezultat pentru apa care circulă prin pământ, dar nu în concret ca acelui oraș. 2,3% energie electrică, doar printr-o detentă, care eu fac astăzi, sunt un regulator, și care pur și simplu pierd în atmosferă acea energie. De asemenea, în situația în care s-ar monta pompe de căldură, iar prețul n-ar fi, așa cum e astăzi,
plafonat și neplafonat pentru contul de căldură, practic tot necesar de consum poate să asigură numai din contul de căldură, respectiv dacă s-a contat panoul termosolar pentru apătare de a reduce consumul de energie în localitate cu 7%. Specialiștii mai vin și cu un sfat foarte important. Este necesară o analiză tehnică amplă pentru fiecare clădire în parte, astfel încât să se găsească soluțiile optime, pentru că nu orice soluție este bună pentru fiecare clădire în parte. Trebuie luată în considerare amplasarea, modul în care a fost construită, tipul de izolație folosit și, bineînțeles, tipul de beneficiari. Ca măsură imediată de reducere a consumului prin reducerea risipei, se recomandă folosirea draperiilor și jaluzelelor la geamuri, astfel încât să nu se mai piardă căldură, folosirea luminii naturale, evitarea folosirii marilor consumatori casnici la orele de vârf. În principiu, soluții sunt pentru toată lumea, indiferent că vorbim despre locuințe sau instituții publice. Specialiștii atrag atenția asupra faptului că, deși economisirea este necesară, nimeni nu trebuie să renunțe la confort. Însă trebuie căutate acele soluții alternative care, deși nu reduc confortul, reușesc să reducă pierderile și implicit consumul. În primul și în primul trebuie să luăm în considerare că eficiența energetică nu este niciun moft, nu este nici o chestiune care o să o facem astăzi și să uităm de ea. Este o acțiune care o faci pe termen lung. Ca să o faci pe termen lung, trebuie să te pregătești. Pentru că ai două mari direcții atunci când vorbești de eficiență energetică. Vorbești de low cost, activități low cost, care sunt activități în general care pleacă de la un anumit comportament, de la o anumită... Domnul Chiseliță, ceva mai simplu, să-și izoleze clădirile, să trimită oamenii, nu știu, să mai lucreze... Vă rog să-i lăsăm pe domnul Chiseliță să răspundă, cere de răspuns și pe urmă intervenim cu o întrebare în plus, dacă considerăm că nu este nenăbunitor. Aș vrea să păstrăm un cadru... Acum, a zis că se grăbește. Avem o jumătate de oră, vă rog. Okay. Acum, dacă aș spune că trebuie să izoleze clădirile, aș face de minune. Pe nimeni nu se apucă să-și izoleze clădirile când vine iarna. Deci, ca tare, o astfel de recomandare nu o să o dau în momentul de față. O dau eventual începând de primăvară mai departe. De am început cu niște lucruri care sunt de bun simț și sunt naturale, așa cum explicam și în sală. Până la urmă, dacă noi nu plecăm de la niște lucruri naturale, putem să ne învârtim de 10 ori pe un picior, că tot nu facem nimic pe linia asta. Deci, foarte clar, dom'le, acum putem să facem niște chestiuni care sunt low cost, care pur și simplu le putem face dintr-un comportament. V-am explicat, sau mă rog, spuneam în sală, cum se reglează un termostat, ce înseamnă o temperatură, ce temperatură să-ți o alegi în funcție de tipul clădirii, în funcție de un comportament, în funcție de activități. Astea sunt elemente care putem face până în primăvară. Nu avem, din păcate, până în primăvară posibilitatea să ne apucăm să izolăm casele, nu avem. Avem posibilitatea să ne gândim de la primăvară încolo cum să facem alte tipuri de eficiență energetică care se găsesc în acea categorie a unor acțiuni care sunt pe bani, care nu sunt low cost, ci sunt pe niște surse importante. Și de acolo, într-adevăr, trebuie să ne orientăm în primul rând către acea formă de energie care se risipește cel mai mult. Unde se risipește cel mai mult? Păi cel mai mult pe unitatea de suprafață se risipește pe un geam sau pe o ușă. Și atunci, în prima fază, trebuie să ne concentrăm pe această zonă. Cum? Punând niște draperii, punând niște perdere, punând niște jaluzele. Sunt niște chestiuni simple pe care le putem face încă de pe acum pentru perioada imediat următoare. Odată cu intrarea, să spunem, în anotimpul în care poți să construiești, în care ai posibilitatea să dezvolți anumite activități, da, izolarea pereților care reprezintă suprafața cea mai mare din corpul unei clădiri este o acțiune pe care putem să o facem. Dar aici, odată, ne trebuie o perioadă din an în care să poți să desfășori lucrările și trebuie bani. Nu toată lumea are bani ca să se apuce de mâine să facă această izolație. Chiar dacă e foarte simplă, foarte ușoară, foarte la îndemână și aduce niște rezultate imediat apropiere. În ceea ce privește clădirile publice, trebuie să avem în vedere, în primul rând, temperatura. Și aici, până la urmă, cea mai mare energie care se consumă într-o clădire publică reprezintă energia folosită pentru încălzire. Că sunt gaze naturale sau că sunt lemne sau, nu știu, energie termică, dar este cea mai mare risipă. Risipă, respectiv, cantitate de energie consumată. Cum pot să fac treaba asta? Aceleași principii care le-am vorbit și pentru o persoană fizică. Cum mai pot să fac? Printr-un reglaj corespunzător al termostatului, astfel încât să-l ajung într-o temperatură foarte coborâtă, să fie necesar mult timp până ajung la o temperatură ridicată, dar nici să nu-mi las un termostat care să funcționeze, nu știu, la 21 de grade, în condițiile care de mâine și până nu mai lucrează nimeni într-o clădire. În același timp, o problemă este legată de ceea ce înseamnă iluminat. Exista această situație a iluminării, care, mă rog, era pe bună dreptate cumva de a pune în valoare tot ce se poate, de a fi cât mai
multă lumină pe străzi. În momentul de față, cred că trebuie să reducem o parte din această lumină care o avem, dar fără să ajungem în situație de a lăsa în întuneric nici clădirile publice și nici străzile care există. De la caz la caz se pot identifica niște lucruri, pentru că ceea ce e aplicabil în Sibiu s-ar putea, nu știu, în Media sau în Dumbrăveni sau în alte localități să nu fie neapărat la îndemână. Nu știu, am arătat că 8 de astfel clădiri de la instituții din subordinea Consiliului Județean Sibiu au fost reabilitate energetic sau sunt în curs de reabilitare și am depus și alte proiecte în acest sens, inclusiv această clădire. Pentru această clădire există un proiect în sensul acesta. Toate investițiile pentru care am întocmit documentații tehnice și pentru care vom întocmi documentații tehnice abordează această problemă, acea componentă de verde, cum știți că se vorbește foarte mult și la nivel european, verde digital, da? Verdele este fir roșu, ca să zic așa, în investițiile pe care le abordăm. Nu ne-am limitat doar la activitatea noastră și prin proiectele pe care le avem pe schimbări climatice, cele două proiecte, am încercat să aducem soluții și pentru alte UAT-uri din județul Sibiu. Activitatea societăților comerciale din subordinea Consiliului Județean Sibiu, de asemenea, este influențată prin scrisoarea de așteptări pe care am dat-o directorilor și Consiliului de Administrație de a găsi măsuri și a implementa măsuri pentru a reduce consumul de energie, amprenta de carbon, da? Deci, dintotdeauna, de foarte mulți ani, noi am înțeles acest lucru și nu a fost nevoie de această criză energetică pentru a pune în aplicare măsuri. Pentru că, așa cum arăta și domnul Chiseliță, cel mai multe dintre ele sunt măsuri care se implementează în termen lung. Însă, suplimentar față de acestea, acum, punctual, pe această perioadă, toate instituțiile din subordine au trebuit să-și întocmească un plan de măsuri adaptat activității pe care o desfășoară. Pentru că, sunt de acord domnul Chiseliță și eu cu ceea ce spuneți dumneavoastră, măsurile sunt diferite funcție de specificul activității respective și, de asemenea, nu putem veni noi de aici, de la Consiliu, cu niște măsuri generale aplicabile care pot să scadă gradul de confort al celor care lucrează într-o anumită instituție și nu asta e scopul. Scopul nu este să scădem gradul de confort, ci să nu mai risipim energie, să mai risipim resurse, să consumăm doar atât de cât avem nevoie. Iar în Consiliu, sigur o măsură care se va lua după discuția pe care am avut-o astăzi în ședința cu dumneavoastră, la vârful de energie nu va mai fi niciun angajat în Consiliul Județean Sibiu. Este într-adevăr în afara programului nostru, însă avem colegi care lucrează și peste program, dar nu vor mai lucra în perioada de vârf. În plus, în fiecare zi există un angajat al Consiliului care, după ce se închide programul de lucru, merge și verifică dacă în toate birourile au fost reduse termostatele de la calorifere, da, pentru că nu păstrăm aceeași căldură atunci când lucrăm și atunci când în Consiliu nu există activitate și totodată folosirea curentului electric în timpul zilei nu mai este permisă în cadrul Consiliului, da? Nu dublăm lumina zilei cu lumina de la bec, da? Și aceeași persoană care verifică căldura, verifică și faptul că toate luminile au fost închise, pentru că pot să vă spun că nu s-a întâmplat odată, s-a întâmplat de mai multe ori să trec pe la Consiliu și să constat că într-o anumită încăpere sau seara lumina a fost uitată aprinsă. Deci facem tot ce ține de noi să consumăm doar atât cât trebuie și când ne trebuie.
Ca o concluzie, primele măsuri care pot fi luate sunt reducerea consumului la orele de vârf, de exemplu, mașinile de spălat rufe ori vase pot fi programate să pornească la ore la care consumul este redus, de obicei pe timpul nopții. Termostatele de asemenea pot fi setate să declanșeze pornirea căldurii doar la anumite ore și doar când cineva este acasă, ori în birou, nu pe tot parcursul zilei. Izolarea exterioară în cazul clădirilor vechi este o prioritate, la fel și înlocuirea sau izolarea ușilor și ferestrelor pentru a reduce pierderile de căldură. Folosirea luminii naturale atunci când amplasarea o permite și, de asemenea, de ajutor poate fi și simpla scoatere din priză a consumatorilor casnici, atunci când aceștia nu sunt utilizați. 8 persoane sunt cercetate penal după ce au fost prinse în flagrant la furat de lemne. Până la momentul la care au ajuns polițiștii la fața locului, adică într-o pădure din Slimnic, cei 8 reușiseră să pună jos 7 moliți și un carpen. Bărbații cu vârste cuprinse între 23 și 45 de ani s-au ales cu dosare penale. Au rămas fără drujbe și fără lemnele pe care încercau să le fure. În cursul zilei de 6 octombrie, polițiștii secției de poliție rurală Șelimbăr, împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publică, au desfășurat o acțiune specifică pe linia prevenirii și combaterii ilegalităților din domeniul silvic. Cu această ocazie, în jurul orei 11, polițiștii au surprins 8 bărbați cu vârste cuprinse între 23 și 45 de ani, toți din Slimnic, în timp ce tăiau ilegal arbori din Fondul Forestier Național de pe raza comunei de domiciliu. Polițiștii au constatat tăierea a 7 arbori din specia molid și a unui arbore din specia carpen. Cele 8 persoane sunt în prezent cercetate penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăiere ilegală de arbori. Polițiștii au confiscat de asemenea 3 drujbe care ar fi fost folosite la tăierea arborilor, iar materialul lemnos a fost predat reprezentanților ocolului silvic responsabil în vederea efectuării măsurătorilor și stabilirii prejudiciului creat. Polițiștii medieșeni au reținut un scandalagiu din Dârlos. Bărbatul este bănuit că la începutul acestei săptămâni a intrat în casă peste o femeie cu care avea un conflict mai vechi și a amenințat-o pe aceasta că o bate. Apoi scandalul a continuat și în stradă, unde individul a înjurat-o pe victimă de mai multe ori. Tânărul de 31 de ani a fost reținut de către polițiști pentru 24 de ore și este cercetat pentru violare de domiciliu, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice. În cazul său, anchetatorii solicită arest preventiv. Cercetările în acest caz sunt continuate de către polițiștii medieșeni sub supravegherea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Mediaș.